Ei, și acum, înainte să dăm drumul la foc, haideți să vă învăț eu o treabă care o să vă ajute pe viitor în prepararea anumitor rețete sau anumite creme foarte mult. Uitați, de ce folosesc eu un vas mai mare? Din două motive. Astăzi a venit momentul în care trebuie și vreau să vă prezint rețeta. Trebuia să o fac câteva zile în urmă, dar din păcate nu am avut timp pentru că am fost ocupat cu mutarea bagajului către munte, pentru că ne mutăm la munte. Am reușit să culegem, vom da drumul la treabă, dar înainte și înainte de toate, eu am mai spus-o prin vlogurile mele și o repet din nou pentru că eu vreau să dor cu sufletul un păcat, nu vreau să, adică să mă gândesc eu, băi, am explicat ce a trebuit, am explicat tot ce a fost nevoie și așa mai departe. O spun clar și răspicat de la începutul vlogului, pentru cei care doriți să încercați aceste rețete pe care eu vi le prezint acasă la dumneavoastră, vă rog frumos, ascultați cap-coadă materialul. Trebuie să faceți exact cum vă spun eu, pentru că dacă nu faceți, o să vă iasă altceva, o să aveți un alt rezultat și după o să spuneți, păi din cauza ta s-a întâmplat și s-a întâmplat. Nu din cauza mea, din cauza faptului că nu se ascultă și nu se ține cont de fiecare pas pe care trebuie să-l urmăm sau pe care trebuie să-l facem atunci când executăm o rețetă în cazul unei creme. În ultima perioadă am discutat cu foarte mulți oameni la telefon, unii m-au sunat în legătură cu această rețetă din urzică moartă mof pentru crema de varice și de circulația sângelui în general, pentru că ce înseamnă de fapt varicele? Nu mai circulă sângele cum trebuie, de acolo vin durerile, de acolo vine deranjul și așa mai departe. Cei care aveți numărul meu de telefon și m-au sunat în legătură cu această rețetă, pentru că în primul vlog în care am prezentat modalitatea sau crema rezultată din această plantă, foarte mulți ați întrebat de rețetă, dar din păcate foarte puțin aveți numărul meu și cei care m-au sunat v-am explicat rețeta, unii a spus-o în practică. De aceea astăzi o să prezint rețeta tuturor, dar știți și puteți să confirmați în secțiunea de comentarii că v-am spus două lucruri foarte importante. 1. Fiecare organism uman reacționează diferit de la om la om și e normal ca fiecare dintre noi să avem rezultate diferite, de la excelente până la zero, adică au fost cazuri unde rezultatele au fost foarte bune, dar au fost și cazuri unde rezultatele au fost zero. Iar când vine vorba de al doilea aspect, trebuie să țineți cont de un lucru extrem de important. Uitați ce am eu aici în mână. Deci nu este reclamă, nu este absolut nimic. Foarte mulți m-ați întrebat de ce folosesc eu. Uitați ce scrie aici. Sper doar să observe pe cameră. Îl mai întorc o dată și așa. Nu vreau să dau nume, nu vreau să fac nicio reclamă. Din punctul meu de vedere este cel mai calitativ ulei extra virgin de măsline din România, care se găsește pe piața din România la ora actuală. Are un preț pe măsură, dar așa cum am spus și la telefon și unde am mai discutat pe pagina de Facebook, dacă atunci când facem o cremă nu folosim un ulei extra virgin calitativ, toată proprietatea din frunză, floare și rădăcină merge în acest ulei. Noi practic cu acest ulei ne ungem pe spate sau în zona afectată. Ceara de albine care o vedeți acolo în spatele meu, imediat o să vă prezint să vedeți și o să vă explic un lucru, pentru că au fost foarte multe întrebări legate de ceara de albine. Ceara de albine se administrează doar ca un fel de întăritor, adică să stea crema solidă. Deci acestea sunt ingredientele principale. Un ulei foarte calitativ, o ceară de albine foarte calitativă, după care vine planta respectivă. Așa, o mică paranteză. Ați mai fost unii dintre dumneavoastră care a spus că dacă puteți să folosiți untură de porc, grăsimea de porc, în compoziția sau în prepararea unei creme naturiste. Eu nu judec pe nimeni și nu sunt nici vreun doctor de specialitate, dar cred că cu toții ar trebui să știm următorul lucru. Orice ține de origine vegetal nu are nimic de a face cu tot ce ține de origine animal. Și doi la mână, untura sau grăsimea de porc rânchezește. Deci de aici dumneavoastră trageți concluzia. Dacă vreți să faceți cu grăsime de porc sau mergeți pe mâna mea și folosiți un ulei extra virgin de măsline foarte calitativ. Nu ulei de cocos, nu ulei de floarea soarelui și așa mai departe. Doar ulei de măsline extra virgin. Vă mai arăt odată sticla ca să știți ce căutați când vă veți duce în supermarket. Mi-e pare rău că trebuie să fac niște introduceri destul de lungi atunci când vine vorba să prezint o rețetă. Cei care nu aveți răbdare, nu vă uitați. Găsiți o altă metodă. Dar, din punctul meu de vedere, este extrem de important fiecare pas, tot ce spun, pentru că altfel se va da greș atunci când se va încerca prepararea rețetei respective pe care eu o prezint și nu o să iasă ce trebuie. Așadar, cei care aveți răbdare, urmăriți și o să vedeți
de fapt o să aveți un rezultat foarte bun. Cei care nu aveți răbdare 10 minute să urmăriți un material, eu din păcate nu am cu ce să vă ajut mai mult de atât. Știu că suntem oameni între oameni, dar atunci când vrem să facem un lucru cum trebuie, ca la carte, trebuie să avem răbdare. Ce ar însemna un doctor care operează pe inimă, la care milioane de pacienți? Să-i treacă ca pe bandă rulantă, nu? Că n-are el răbdare și nu poate să stea el să lucreze cum trebuie. Așa că gândiți-vă de două ori înainte de a arunca cu niște afirmații acolo în secțiunea de comentarii. Nu mai fiți răi. Bun, acestea fiind spuse, haideți să ne luăm de treabă. Vreau să vă arăt ceva înainte de toate, să ridic eu puțin camera. Ca să știți dumneavoastră pe viitor, atunci când încercați să vă faceți o cremă acasă, după rețetele mele, ce trebuie să faceți. Ia uitați, am spus că vă prezint ceara de albine. Uitați-vă la culoare. Deci vedeți, aceasta este mai galbenă. Aceasta, vedeți, este mai închisă. E bine, de ce am ținut să vă arăt această ceară? A fost unii dintre noastră care m-ați întrebat, dar de ce o cremă e mai galbenă, dar de ce una e mai verde, dar de ce una e mai, mă rog, mai colorată? Din această cauză, totul depinde de ceară. Dacă ceara e mai galbenă, adică mai filtrată, strecurată de mai multe ori, ceara este mai deschisă la culoare. Imediat pot să vă și arăt. Am eu aici. Uitați. Vedeți? Uite. Mai galbenă, din ceară mai galbenă. Și aici este mai verde, mai pe negru, pentru că ceara a fost mai neagră. Deci nu contează. De ce am ținut să specific acest lucru? Nu trebuie să fiți dezamăgiți dacă folosiți o ceară mai neagră sau mai galbenă. Adică proprietatea este aceeași, rezultatul este același. Depinde de câte ori este filtrată ceara. Frunză, de fapt toată planta, frunza cu floarea de urzică mov moartă, vas de apă, se bagă în apă, o lăsăm puțin la, nu l-am muiat, să se ia praful și trebuie spălată foarte, foarte bine, adică să nu existe nicio impuritate pe ea. Iar mai departe, toată procedura se face la beimarii. Eu am un vas aici mai micuț, pentru că este doar demonstrativ. Eu pentru mine mi-am făcut doza de cremă și pentru familia mea. Pentru cei care doriți mai multe informații, o să las numărul în secțiunea de comentarii. Cei care nu găsiți numărul sau nu vedeți numărul, căutați-mă pe pagina de Facebook, luăm legătura și vă ajut cu absolut tot ce este nevoie. Bun, acum o să vă întrebați poate, băi, dar ce cantitate folosim? Totul depinde de câtă cremă vreți să faceți. Eu o să pun decât un litru de ulei, pentru că v-am spus, e doar demonstrativ. Eu am deja dosa făcută pentru toată iarna, dar ca și cantitate, eu recomand să puneți un vas din acesta de, cred că de 2 litri este acesta al meu. Cam așa, uitați, plină. Dăm mai departe așa. Și acum vom pune uleiul, vedeți? Aici eu mai am cam un litru de ulei. Aș vrea să vă arăt prima dată, să vedeți diferența dintre un ulei calitativ, cât de gros și ce culoare are. Vedeți? Se poate vedea? Nu știu cum să vă arăt. Ia uitați. Față de cel pe care îl găsim în comerț, acela clasic, uleiul clasic din floarea soarelui. Dețineți cont, un ulei foarte, foarte calitativ. Dețineți cont, într-un vas ca acesta, așa, un litru de ulei, hai că era să te scap sticlă, din acesta extrem de calitativ. Ia uitați. Ia uitați, uleiul de calitate. Exact ce vă spuneam. Calitate este ce trebuie. Am și un capac aici, imediat o să vedeți ce o să fac cu el și de ce îl folosesc. Lemne, plită, tot ce fac eu fac la plită. Vasul în care punem apă, pentru că acest vas îl vom pune aici și vom lăsa așa timp de 2 ore. Haideți să aducem apă, să punem apă, dăm drumul la foc și după vom continua discuția. Deci acum, înainte să dăm drumul la foc, haideți să vă învăț eu o treabă care o să vă ajute pe viitor în prepararea anumitor rețete sau anumite creme foarte mult. Uitați, de ce folosesc eu un vas mai mare? Din două motive. Unul la mână, că eu fac totul la plită și mă ajută foarte mult cu focul, și al doilea, vedeți dumneavoastră, când există un vas mai mare,
Vasul în care stă la Bay Marie, uitați, plutește. Vedeți? Și la ce ajută acest lucru? Apa e chiar până sub margine, nu știu dacă se poate observa, până aici. Adică sunt, e un centimetru jumătate lăsat, să nu sară apa când o da în clocot în oal. Și altceva foarte important, eu folosesc capac și pun capac aici. E, și îl fierbem așa la Bay Marie, teoretic cam o oră jumătate, două. Acum dumneavoastră vedeți în funcție de cum, sau în funcție de focul pe care îl aveți, pentru că probabil foarte mulți stați la bloc sau la apartament, e același lucru, și folosiți aragazul. Acolo o să fiarbă mult mai încet decât aici. Și aici fierbe încet, pentru că trebuie lăsat la foc ușurel, dar focul de plită o știm cu toții, sau focul de lemn, este total diferit față de focul de aragaz. Așadar, se ne scunde acest lucru. Bun, după ce am făcut acest lucru, apa, să știți că o să mai scadă între timp de aici, mai completăm. Eu mă pun să dau drumul la foc, trebuie să bag și niște lemne sau niște surcele. Și când este gata, o punem în recipient de sticlă, nu de plastic, nu de metal, nu de absolut nimic, doar de sticlă. Se lasă la rece o zi, după care următoarea zi se pune la frigider, în perioada caldă. În perioada rece o putem păstra într-un loc răcoros, pentru că nu este o problemă cu o țin căldură, dar se topește ceara și vă dați seama, ea devine lichidă și nu mai poate fi folosită. Adică se folosește și lichid, dar mult mai greu. Fraților, i-am sărit peste procesul de, să zic, punere în recipient, pentru că nu mai era nimic interesant de arătat. Toată rețeta a fost explicată de la începutul vlogului până mai devreme. Eu am aici din lotul meu un borcan, uitați, așa ar trebui să arate. Teoretic, dar v-am spus, nu este o regulă, depinde în funcție de ce ceară veți folosi. Trebuie să vă ungeți de două ori pe zi, dimineața și seara, sau măcar o dată seara, se unge foarte bine tot întreg piciorul sau unde considerați noastră că aveți probleme. Iar în concluzie trebuie să știți un lucru. Eu înțeleg majoritatea cazurilor, pentru că din cauza durerii, din cauza disperării sau nu știu, în dorința de a trece mai repede problema, oamenii devin nerăbdători și sceptici în multe cazuri în ceea ce privește tratamentul naturist. Dar trebuie să știm un lucru, în cazul fiecărui tratament sau oricărui tip de tratament, rezultatele sunt diferite de la om la om. În cazul tratamentelor naturiste, rezultatele vin după o perioadă destul de lungă de timp. Așadar, dacă folosiți o săptămână, două luni și nu aveți rezultate, nu vă pierdeți speranța. Pentru că s-ar putea, dacă veți continua cu tratamentul, să aveți surprize mari plăcute mai târziu, adică după 2, 3, 4, 5 luni. În cazul meu cu ernia de disc, tratamentul și perioada de recuperare, să zic așa, a durat câteva luni de zi. Făcând o mică paranteză, orice facem pe acest pământ, trebuie să facem cu răbdare, pentru că dacă facem cu grabă, exact ce vă spuneam la începutul vlogului, pentru persoanele care vă grăbiți tot timpul, sunteți pe fugă, pe grabă, pe aia, nu o să rezolvați nimic. Stați liniștiți, aveți încredere în Dumnezeu, pentru că fără Dumnezeu nu se rezolvă absolut nimic, putem să ne tratăm noi cu orice dorim, doar Dumnezeu ne tratează și ne scapă de toate problemele pe care le avem. Credința pe primul loc, fiți puțin mai buni, lăsați răutatea la o parte, pentru că și acolo este un factor care ține și determină foarte mult starea de sănătate a pacientului. Dacă tu ești tot timpul pus numai pe fapte rele, pe gânduri rele, influențezi organismul și e normal să reacționeze greșit. Și mai departe, tot ce pot să vă spun este, Doamne ajută, sănătate multă tuturor și gând la Dumnezeu. Puneți-vă pe treabă și aștept în secțiunea de comentarii rezultatele. Dacă în cazul cremei de brusturi rezultatele au fost în proporție de 95% pro, adică bune, cu siguranță și în cazul acestei creme vor fi. Pentru că eu știu ce spun, aceste creme sunt testate, aceste creme sunt încercate și așa mai departe. Sănătate și toate cele bune!